Cartea despre fericire, un volum promițător de la care fiecare așteaptă soluții pentru propria fericire. Surpriza este însă atunci când autorul cărții, Andrei Lorgus, preot și psiholog, fost hamal, om de serviciu, buldozerist și pasnic, devenit mai apoi decanul Facultății de Psihologie din Moscova, demontează toate miturile noastre despre fericire. Fiecare om este o persoană liberă, scrie autorul cărții, și sufletul lui reprezintă o sursă inepuizabilă de bucurie, putere și creativitate. Dar de ce unii simt asta, iar alții nu? Răspunsul autorului este simplu: contactul cu ființa ta lăuntrică. Șocurile de toate tipurile, limitările sociale, intelectuale, emoționale, fac din om o făptură ce nu mai are acces la propriul său suflet. Miturile despre fericire sunt numeroase, dar autorul volumului are nenumărate contraargumente pentru fiecare dintre acestea. Fericirea mea a fost odată de mult, sau dimpotrivă, va fi într-un viitor, atunci când voi fi bogat. Fericirea mea va fi atunci când voi fi într-o relație perfectă, o relație ideală, care de fapt nu este pentru această lume. Fericirea mea va fi într-un orizont incert. Bunoar atunci când voi emigra într-o țară și voi avea un câștig cu adevărat meritat. Toate acestea sunt iluzii, iar autorul cărții nu cere altceva decât maturizarea noastră. Toate acestea sunt mituri despre fericire, imagini, proiecții care ne pot strica viețile pentru că putem alerga după ceea ce este cu adevărat imposibil. Fericirea nu este neapărat desfătare sau plăcere, pentru că sunt foarte multe situații în care este nevoie de efort și chin, iar rezultatul să ne aducă bucurie și fericire. Calea maturității este poate una dintre primele și cele mai importante obiective duhovnicești ale personalității umane, fiindcă numai realismul, viața de aici și de acum, îi deschide omului posibilitatea de a primi, în primul rând, satisfacție de pe urma ceea ce face, iar în al doilea rând, de a dobândi cunoștințe, experiențe privitoare la darurile ce îi sunt date. Aș fi poposit mult asupra acestui volum pe care l-am citit pe nerăsuflate. Vă las însă atât pe cei nefericiți, cât și pe cei fericiți, să-l răsfoiți măcar, pentru că veți descoperi cu siguranță o carte captivantă.